Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Dragomir și lansez în această seară pe platforma Busy Life TV prima emisiune de comunicare de pe această platformă. M-am gândit să o numesc Comunică fără jumătăți de măsură, pentru că mi-am propus și sunt convinsă că voi reuși asta să fac. Este un check-in pentru oameni comunicativi, m-am gândit eu, așa că dacă deja vă aflați în fața ecranelor, vă invit să dați un check-in, un salut sau un like dacă apreciați și să rămâneți în continuare alături de noi până la final și veți vedea și de ce, dacă încă nu ați aflat cine este invitatul. Câteva detalii administrative despre această emisiune. În primul rând, se desfășoară la Commons Unirii. Este un spațiu foarte generos pe care vă invit să-l vizitați de câte ori aveți posibilitatea. Apoi, ce vom face? Voi avea invitați din două în două săptămâni, este emisiunea, de la ora 20, în fiecare marțea, din două în două săptămâni, invitați din toate domeniile, îmi propun, din vânzări, cum comunicăm în procesul de vânzare, în marketing, cum comunicăm în marketing, pentru a acoperi toate ariile, deși, în esență, orice comportament uman înseamnă comunicare. Și voi insista foarte mult pe acest lucru. Ce comunicăm, cum comunicăm și, îndeosebi, de ce comunicăm într-un fel și nu în altul. Totul, pentru tot efortul pe care îl vom face alături de invitați, este pentru a reuși să devenim mai buni comunicatori în scopul de a construi relații durabile, pentru că, poate că ați aflat, poate nu, trăim într-o lume care funcționează pe recomandări. Și ești recomandat dacă ai lăsat o impresie bună. Și lași o impresie bună și dacă știi să comunici eficient. Pe de altă parte, a comunica eficient, din punctul meu de vedere, nu înseamnă să iubești pe toată lumea, să te îmbrățișezi cu toată lumea, să vorbești frumos sau mieros către toată lumea. A comunica eficient înseamnă a comunica corect. Iată, am făcut o cacofonie, nu mi-a venit alt cuvânt. A comunica corect, așadar, a reuși să spui da atunci când simți și merită să o faci, dar a reuși să spui și nu atunci când consideri că nu se merită. A ști să primești sau a ști să refuzi. A ști să fii tolerant și îngăduitor și să te pui și în pantofii celorlalți în momentul în care îți construiești un punct de vedere. A ști să renunți la prejudecăți, a ști să îți dorești să cunoști mai mult. Ce am mai pregătit pentru dumneavoastră? Da, sigur vom învăța lucruri noi și eu știu din experiență că este ca și în public speaking. În momentul în care un telespectator sau un spectator se uită la cel de pe scenă și să spunem că aceasta este scena unde ne aflăm noi, vrea să se întâmple trei lucruri. În primul rând, vrea să învețe ceva nou. În al doilea rând, vrea ca cei din platou sau de pe scenă să se descurce bine. Și nu în ultimul rând, vrea să se distreze. Asigur că veți avea parte de toate cele trei ingrediente până la ora 21, următoare 50 și ceva de minute. Nu uitați și insist asupra acestui lucru, este o recomandare, desigur, să adresați întrebări sau să participați la discuție, pentru că această emisiune și toate emisiunile pe care le facem sunt pentru dumneavoastră și nu pentru noi. Primul invitat la emisiunea Comunică fără jumătăți de măsură este un titan și așa am și vrut să încep. Pentru că de obicei oamenii își amintesc cum încep și cum termin. Acestea sunt momentele memorabile dintr-o emisiune sau dintr-un speech. De aceea, invitat este, v-am numit, omul poligraf. Dar de fapt nu cred că sunt prima care face acest lucru. Profesorul Tudorel Butoi, profesor universitar, doctor Tudorel Butoi. E o mare onoare pentru mine să v-am invitat și m-am amuzat foarte, foarte tare toate încurajările pe care eu le-am primit atât de la oameni care mă cunosc cât și de la oameni care nu mă cunosc. Succes, Laura, va fi o emisiune foarte reușită, dar au mai fost și prieteni care mi-au spus să îți vei rupe gâtul cu domn profesor, pentru că e un titan, n-ai cum să faci față. Sper să duci emisiunea până la sfârșit, vă asigur că voi duce emisiunea până la sfârșit. Să știi că te-am iubit dacă ți se întâmplă ceva, apreciez acest lucru și stimabila, adică J, sărmana de ea, nu știe în ce se bagă. Știu perfect în ce m-am băgat. Nu știu atât de multe lucruri ca dumneavoastră și sunt perfect de acord cu asta, însă îmi doresc foarte mult să învăț, însă știu foarte bine să adresez întrebări.
Acum eu am pregătit aici 50 milioane de foi în care e vorba despre activitatea dumneavoastră. Doar voi spune câteva dintre lucrurile pe care le-am selectat. Spuneam că sunteți, acum vorbesc cu dumneavoastră, profesorul Tudorel Butoi este psiholog criminalist, este inițiatorul și creatorul școlii românești a tehnicii poligraf. Practic este omul care citește gândurile înainte de a le gândi. Fiecare dintre noi și am să vă întreb, domnule profesor, dacă dormiți bine cu chestia asta. Ați văzut atât de multe crime, atât de multe oameni cu comportamente deviante, comportament simulat. Dormiți bine noaptea? Să îmi răspundeți după ce mai spun câteva lucruri despre dumneavoastră. Are peste 35 de ani de practică în domeniul criminalisticii cu specializarea psihologie judiciară tehnica poligraf, membru de peste 20 de ani în Asociația Experților Americani în tehnica poligraf și numeroși experți sau reviste de specialitate îi cer părerea de pe glob, îi cer părerea pentru soluționarea anumitor cauze care uneori sunt la limită sau sunt disperate. Așadar, domeniile domniei sale de competență sunt psihanaliza crimei, interogatorul psihanalitic, serial killer, îmi place cum sună asta, psihologie judiciară și are contribuții importante pe terenul criminologiei, medicinii legale. A publicat și numeroase cărți, câteva dintre ele sunt aici. Mai citește lumea cărți? Am înțeles că ultima pasiune a dumneavoastră este De ce ucid femeile? Și a scos și o carte în sensul acesta, da? Femeia asasin. Orice comportament uman, vă spuneam, este comunicare și poate fi explicat. Măcar o parte din comportamentul uman și nu partea aceea frumoasă în care suntem frumoși, generoși, toleranți, zâmbitori, onești, cinstiți, vom dezvolta, ci partea cealaltă, urâtă, pe care o cunoașteți atât de bine și pentru că suntem într-o emisiune ce se derulează pe o platformă de business și de antreprenoriat, aș începe așa, prima întrebare, după ce îmi spuneți dacă dormiți bine noaptea. Dormiți bine, bună noaptea, ca să terminăm cu întrebarea aceasta, de fapt. Orice psiholog și cel mai modest și repetentul clasei face analiză transpersonală pentru a se cunoaște pe el, ca să poată apoi să interpreteze pe ceilalți. Prin acest purgatoriu am trecut și eu și mi-am scanat viciile, slăbiciunile, punctele tari, parte din ele le-ați amintit și dumneavoastră, cu smerenie, spun că ele există pentru că am muncit și ele au venit ca o consecință. Nu sunt mai bun sau foarte bun decât alții pe care îi cunosc eu și sunt mai buni ca mine declarativ. Și datorită acestei analize transpersonale, un psiholog criminalist trebuie să știe să gestioneze stările la care vă referați. Și fundamentale care îl dirigează partea științifică. Un psiholog criminalist nu se uită la un cadavru, la o scenă a crimei și așa mai departe, ca un spectator impresionat. El dorește să vadă ce s-a întâmplat acolo. Amprenta psihocomportamentală a asasinului, de exemplu, ce s-a întâmplat interpretând comportamentele scenei crimei, deci are o altă și cu tot o altă miză, în asemenea manieră încât telespectatorii noștri, prietenii noștri, trebuie să înțeleagă că mânat de curiozitatea științifică n-are timp de impresionabilitate. Deci, somnul este bun, având în vedere că și toți de vârsta mea dormim foarte târziu, ne uităm pe net, sunt virusat acum de acest Facebook, n-am prea avut slăbiciuni în viața mea. Dar uite, acum m-a pus în cap Facebook-ul. Sunt prietenii noștri cu care conversez, cu care dialogăm apropo de comunicare și în timpul care îmi rămâne, mai și dorm. Și dorm bine. Excelent. Spuneam că suntem pe o platformă de antreprenoriat și aș începe să ne adresăm antreprenorilor, apoi vom intra încet, încet în comportamentul sau în creierul uman și să vedem cum funcționăm, de ce funcționăm și sau de ce funcționează unii
în așa manieră încât ajung la pușcărie hoți și ies de acolo criminali. Pentru că s-a pus problema aceasta în discuție foarte bine la un moment dat, mai ales când ministrul justiției a hotărât să grațieze un număr de oameni impresionant de mare, care apoi unii dintre ei au comis fapte poate mai grave decât cele pe care le-au comis înainte de a intra în pușcărie. Să începem așadar cu relațiile de business. Vreau să ne spuneți, să vorbim despre relații și despre cupluri toxice în afaceri. Care e limita de la care până la care putem face ceva? Cum putem să ne dăm seama mai devreme? Cum să-l citim sau să-l simțim pe celălalt? E posibil acest lucru? Nu numai că e posibil, dar este și necesar. Realitatea demonstrează că aici, peste drum de Dâmbovița, de studioul nostru, sunt pline tribunale de procese din zona civilă, din zona business-ului, din zona afacerilor. Din punctul meu de vedere, nu se face comunicarea asta totală pe care noi o vrem ca deziderat, ci partenerii își deghizează conduitele. Ei realizează contractual lucruri care au o aparență și o substanță. Din nefericire, ei caută, apropo de toxicitate, să dea relațiilor contractuale sfera dezirabilă, care satisface exigențele juridicului, etc., etc. Dar dedesubtul acestora, nu în toate cazurile, mai la astea care sunt peste Dâmbovița, da. Există comportamentele deghizate, duplicitare, în care partenerii vor să își dea țepe, ca să vorbim limbaj tot de Dâmbovița. Sau unul dintre ei. Sau unul dintre ei. În cazul este că deseori și unul și altul vor să se păcălească. Aceste lucruri sfidează regulile pieței, în care ambii parteneri trebuie să câștige. Dumneavoastră le-ați învățat comunicatorii că trebuie fiecare dintre ei să câștige într-un anume fel. Sau unul dintre ei să-și tragă un profit mai mare în funcție de modul în care contribuie la relația contractuală. Numai că pe parcursul derulării înțelegerilor, care ce sunt înțelegeri? De acte de voință. Cumpăr o casă. Venit, văzut, plăcut, plimbat prin toată casa, pe scările interioare, totul este perfect. Dar vânzătorul păstrează pentru el viciile ascunse ale acestei case. Că de fapt scările... Țevile sunt vechi, da. Scările... dar așadar sunt duplicitari cei duplicitari, care reacționează, da. Așa. Dar există un moment când devii duplicitar sau ești tu ca ființă umană sau ești construit să fii așa? Din nefericire, chiar astăzi am predat unora dintre studenții mei mai speciali problematica psihologică a infractorului financiar. Așa. Infractorul ăsta financiar are o psihologie aparte. Este de regulă un tip carismatic, un tip care muncește mult în multinațională. Pleacă lumea, rupe ușile la 6 sau la 8, el rămâne până la 10. Are tot interesul ca să intre în toate bazele de date, să urmărească cheile existente și modalitățile prin care să-și mute banii în conturi. De aceea, deseori, băiatul de aur, cum este el obișnuit în zona respectivă, este și cel care aduce marea surpriză. Sunt trezorierii șefi ai unor bănci falimentate prin 99 în Statele Unite ale Americii, care au dus în cap cu sute de milioane de dolari banca respectivă, dar nu o denumim, că nu are niciun rost, dar fuseseră până atunci puși undeva într-o zonă a competitorului finanțist. Și pe la noi sunt figuri din astea care deocamdată ocupă ecranele în zona omului de afaceri. Și nu odată, peste câteva vreme, am văzut că s-a cap, în pușcărie, în cap. În pușcărie direct. Sigur că da. Au carismă. Avem oameni de afaceri care au folosit suveici financiare, unii au prostit prin jocuri de noroc, prin, în sfârșit, întreaga populație de pe aici, dar sunt carismatici. Vorbesc frumos. Unul dintre aceste personaje îmi face o mare plăcere să-l ascult, fiind întrebat cândva ce s-ar întâmpla dacă ieșiți, dacă putea. Nu aș face la fel. Un fraier trebuie să existe în combinațiile acestea. De alminter, și personajul la care m-a referit, trezorierul șef al băncii respective, a fost intervievat în penitenciar. Ei, ce părere aveți de catastrofa pe care ați lăsat-o în urmă?
Dom'le, piața oscilează. Unii câștigă, alții pierd. Și oamenii au memoria scurtă. Și treaba aceasta e foarte adevărată. Cu alte cuvinte, nu vom găsi la ei, doamna profesoară, nu vom găsi remușcarea, nu vom găsi regretul, nu vom găsi scrupulele. Nu. Ținta lor este banul. Într-o societate care, din păcate, n-a putut să-și exerseze sfriele unui control sau unei discipline de tip financiar sau unui respect de tip financiar, etc., etc. Aș vrea să fac o comparație. Cred că este bună. Am avut un general de poliție, s-a numit Victor Beda. A făcut numai poliție rutieră. Legislație, selecție a șoferilor, avize psihologice, a introdus foarte multe lucruri în sita aceasta a seriozității vis-a-vis de cel care îi dai permisul de conducere. E bine, dincolo de toate acestea, omul a scris o carte. Cu titlul ăsta cred că zăpăcim întreaga lume. A scris așa, Politețea rutieră. Cu alte cuvinte, în traficul ăsta în care ai atâtea exigențe și devine în ce în ce mai aglomerat, fii mai și politicos. Îl vezi pe unul și intuiești că chiar nu știe ce să facă în intersecția aia. Lasă-l să se ducă. Pentru că oamenii în zona aceasta, spunea domnia sa, unii sunt bolnavi, alții sunt obosiți, alții sunt stresați, alții nu știu, alții nu pot. Deci o grămadă de conducători auto se intersectează în aglomerația aceasta. Ca și în viață. Ca politețea rutieră. Asta înseamnă concesie. Și acum invit la politețea aceasta a comunicării. În primul rând, trebuie în comunicare să ai, în opinia mea că s-ar putea și eu să greșesc, că nu sunt un specialist în comunicare, dar trebuie în primul rând să înțeleg ce vrea să-mi spună ăla cu care vorbesc. Deci trebuie să nu mai fiu carbogazos, să-i tai replica, să fiu agresiv verbal. Eu nu zic despre ce e vorba. Și să am zăbava reflexiei, să-l las pe om, să-i văd argumentarea, să văd sub argumentarea asta ce motivație afectivă, psihologică există. Știți că se întâmplă nu foarte, nici foarte rar, dar nici foarte des nu se întâmplă acest lucru, pentru că am remarcat faptul că oamenii ascultă ca să dea replica, nu ascultă ca să înțeleagă, sau ca să ne exprimăm elegant, ca să-i o tragă celuilalt în discuție, în momentul în care, la fel ca și în trafic, de exemplu. Da. Spunea despre politețea rutieră. Sună atât de diafan, politețea rutieră. Exact. Nu numai că nu există politețe de fiecare dată, dar din potrivă, de la un claxon se ajunge la o înjurătură din aia. Și avem atunci, crime. De ce? Și se ajunge avem la crime. Din șicana de trafic avem crime. Ce declanșează în mintea, în sufletul, în tot ce reprezintă un om care reacționează așa? Și revin la ce m-am întrebat mai devreme. În ce moment al vieții noastre devenim ticăloși? Nu mai suntem onești, pentru că nu cred că suntem de la începutul vieții așa. Nu știu. Fără îndoială că Dumnezeu ne-a creat buni. Ne-a dat harul acesta. Adică de ce unii devin și alții nu? Pentru că construcția pe care se clădește satanizarea persoanei la unii este predispozantă către acest lucru, la alții nu. Iată, de exemplu, pentru agresivitate că discutăm. Deseori, în investigațiile psihologice făcute la agresori, am găsit instabilitate emoțională, labilitate emoțională, agresivitate. La alții nu. Dăm avize psihologice, apt psihic pentru port armă. Asta este o responsabilitate, mă ascult acum, colegi psihologi. Uriașe, uriașe. Pentru că avizul nostru apt psihologic pentru port armă la data zilei de. Aceasta este secțiunea pe care o facem în personalitatea celui care solicită. Orice teste i-am dat. Și dăm teste de atenție distributivă, teste de atenție concentrată, teste de senzoriomotricitate, teste de personalitate, de acuități vizuale, etc. Ca să aproximăm dacă posesorul unei arme în viitor este apt să o manevreze, să lucreze cu ea, să aibă un echilibru emoțional și așa mai departe. Ei, și totuși îi pleacă la vânătoare 3 și se întorc 2. Unul dispare. Are un conflict acasă. Cu o pitulice, da. Sigur că da, este plină lumea de accidente în lumea vânătorilor. Acasă.
are conflicte din acestea pe care le numim noi impropriu, domestice. Conflicte familiare, deseori pleacă de la o factură neplătită, de la o oră la care întârzie partenerul, de la neajunsuri din acestea, ale vieții reale și se amplifică datorită componentelor carbogazoase dintre parteneri. Și scoate pistolul și își împușcă soția, soacra uneori, sau pe altul, sau în trafic, da? Cum am povestit. Și atunci, chestiunea stă în zona structurală pe care la unul se construiește această componentă a răului, îi zic eu componenta satanică, și la celălalt o construcție pe care se construiește binele. Dar iată, de exemplu, mi-aduc aminte o chestiune care are și o zonă caricaturală, că ne îndemnați să fie o discuție relaxantă. Dom'le, vine un polițist din tura de noapte și în căsuța lui mică din vitan, cândva pe vremuri, când vitanul era făcut din niște cocioame, observă pe fereastră, la care era un cearșaf care prindea puțină lumină de la o veioză, vede niște desene animate în care protagonistul era nevastă sa ca omuleții lui Gopo pe acest cearșaf. Umbre. Umbre. Omul cu arma din dotare asupra lui. Ei, unul în împrejurări mult mai benigne decât asta și-a împușcat soția, iar personajul la care mă refer și îl simt foarte clar în amintire, că era doar un subofițer, da, fără pregătirile prea super, s-a uitat la spectacol și era o curte interioară acolo. S-a dus la neamitică, croitorul, neamitică, trezește-te, mă, vină la film. S-a mai dus la Coana Vetuța, care era acolo în partea alaltă, da? Fă 4-5 martori. Deci a izbutit să-și managerieze o relație în care se punea în ecuație gelozia, răzbunarea, etc. Au deschis ușa peste protagoniști, i-au pus să declare cam cu ce se ocupau la zona aceea din noapte, au luat declarații de martor de la ceilalți și deși în vremurile acelea un divorț era o catastrofă, pe la ora 10-11 a avut dosarul flagrantului sexual, cu martor, cu tot, cu poze și așa mai departe, și a lăsat pistolul să stea cu minte aici, să ne asculte oamenii. Arma este o tentație. Nu ai pistol, nu te lași cu pistol, te scui cu ăla în stradă. Ai pistol, pui mâna la pistol și o omori cu ușurință extraordinară. Dacă te împinge această structură labilă, că de aici plecase emoțional, temperament, și nu ai o structură ca celuilalt, echilibrată, calmă, de tip sanguin sau chiar flegmatic, să poți să te detașezi de pornirea bioinstinctuală, lăsând pentru aprecierea speciei rațiunea. Ca să concluzionăm în măsura în care putem această prima parte a discuției noastre, începusem de la cuplurile toxice, de la relațiile toxice, iată că am ajuns la chestiuni caricaturale, dar care nu schimbă datele problemei. Exemplele sunt minunate și vă invit să dați cât mai multe exemple din experiența dumneavoastră de viață și profesională. Întrebarea este, pentru a-și învăța ceva, deși învățăm multe din ce ne spuneți, ce ne-a spus până acum. Dar să vedeți cât învăț eu permanent de la oameni. Asta ar fi important să facem toți. Cum putem să identificăm persoana toxică din relația de afaceri? Persoana toxică până când să devină șampania, eu zic șampania, ați spus altceva. Carbogazoasă. Eu sunt mai am educat, recunosc. În seara asta. Da. Până când să dea pe afară? Pentru a ne proteja până la urmă? Pentru că rămâi cu sechele? Este foarte greu. Posibil. E posibil să identifici dintr-un anumite comportamente ale persoanei respective? Este foarte greu. Pentru că omul are 3 piste pe care se mișcă. O aparență pe care ne-o oferă prin ceea ce spune. Ajungem să discutăm și despre asta. Prin ceea ce spune, da? Ambalează frumos, stări, proiecții, gânduri, etc. Bun. În timpul în care el despune un lucru, gândește cu totul altceva decât spune. Iar atunci când se duce în aplicația pragmatică, deseori face cu totul altceva decât a vorbit și a gândit. Și are și o justificare pentru asta. Asta categoric.
Și atunci este foarte greu pe așa zisa decriptare a limbajului trupului de care se face atâta vorbire și cu care s-a intrat chiar în lumea business-ului, etc. Eu vreau să le spun acestor oameni care cred foarte mult în asta, care are o valoare relativă și orientativă. Dar revenind la avizul psihologic apt pentru porta armări, că mă ascultă colegii care fac asemenea lucruri, ar fi necesar și să mă asculte și cei din structurile polițienești, ca posesorul sau doritorul unui astfel de aviz să vină cu o fișă de fișa de reputație înseamnă că Ionescu vrea fișa de reputație. I-a identificat două conflicte cu administratorul, i-a identificat conflicte pe partare, i-a identificat o domestică în familie, i-a identificat consum de alcool și așa mai departe. Și atunci psihologice se vor încărca de relativitate, pentru că una e secțiunea mea de laborator și asta este examenul vieții, fișa de reputație socială. Eu păi mai pun să-mi țină o foaie din asta a patru pe mână. Ce înseamnă? Înseamnă că el nu o ține. Și îmi vine și cu niște tulburi și cu nasul roșu așa, și puțin parfumat, și nu va putea în veci să țină o foaie din asta. Mereu îi cade. Și de la mine, din 10, 7 iau inapt. Ca să știe și care ascultă să nu calce pe la mine pe la laborator. Că dacă nu ai coordonarea motrică, echilibru psihofiziologic, performanță, și reputație socială aș dori eu, n-ai cum să iei la profesorul Butoi aviz apt, pentru că eu îți pun în mână o pușcă, o armă și sunt suficiente exemplele pe care mi le oferă viața, cu irascibili, alcoolici, conflictuali, incapabili să managerieze și țin foarte mult la acest lucru. Nu ai armă, nu tragi. Haideți să vorbim până când mai trecem și prin, o să ajungem și la alte subiecte. Să vorbim despre această armă. Da. Se dau cu prea mare ușurință în acest moment? Din punctul meu de vedere, câtă vreme nu va fi însoțit avizul, cererea pentru apt inapt de o fișă de reputație socială, suntem direct în anticamera erorii. Pentru că omul poate, din punct de vedere psihologic, să treacă aceste teste, care sunt niște situații imitative, ale diverselor dificultăți în sfera aptitudinală și așa mai departe, nu sunt problemele care pun în mișcare trădaciul. Trădaciul ăsta se mișcă din personalitate, nu din acuitățile și aptitudinile mele psihologice. De aceea vedeți că în America se întâmplă atât de multe nenorociri. Multe. Se împușcă în campus, universitare, etc. Anumite structuri politice, senatorii, doresc interzicerea comerțului cu arme și așa mai departe în America. Ei bine, dictonul lor este că e vinovat degetul care a pus în mișcare trăgaciul, nu arma. Lasă arma să circule, pentru că e pe autoprotecția mea. Iau cu totul și cu tot o altă cultură în materie, începând cu westernul, cu protejarea fermei și a avutului și așa mai departe. Și vezi ce se întâmplă cu degetul care apasă trăgaciul. Așa se întâmplă și aici. De aceea eu repet, mi-ar trebui o fișă de reputație socială, ușor, foarte ușor de realizat de către polițiști de proximitate. Pentru ăla de la proximitate, dacă îl întreb ce părere ai de Cutărescu, care vrea să dea aviz portar, domnule, nu veți fi nenorocit, îi dați lua la armă. Pentru că omul știe, trăiește în comunitate polițistul, îi cunoaște faptele de bravură și nu trebuie să lăsăm armele de o asemenea manieră să circule la tot felul de indivizi inați. Deci la mine din 10, 7 pică. Cred că acum, nu știu dacă, iată, Constantin scrie, sunt convinsă că scrie, eu nu am laptopul ca să și verific acest lucru, el e îngerul nostru păzitor, ești cu Cristina. Însă vă invit și eu de aici, de la Commons, alături de invitatul meu, să vă spun și dumneavoastră punctul de vedere. Dacă sunteți de acord cu ceea ce spune invitatul sau nu, dacă considerați că armele sau permisul de armă, iată, se dă prea ușor. Dacă considerați
frustrați că știm sau nu știm să evaluăm ceea ce discutam ceva mai devreme. Un om conflictual, un om agresiv, un om violent, deși agresivitatea și violența nu se manifestă doar fizic, nu? Adică poate să scrâșnească, știți să vorbească de printre ei. Sunt aceste lucruri, doamna profesor. Vreau să vă spun că există o consiliere în relația de cuplu, că acum ne ascultă și tine, studenții mei, studenții dumneavoastră, alți timp. Doamne, foarte bine. Cât timp să... Sau ce înseamnă foarte bine? Nu cred că timp, ci situații. Examene situaționale. De exemplu, luăm așa un exemplu. Sună iubita, îl sună pe prietenul ei destul de târziu, noaptea, etc. Iubitule, am o criză renală sau biliară îngrozitoare. Nu mă mai pot mișca, temperatură, frisoane, etc., etc. Dacă de la capul celălalt îi se răspunde cam așa, păi stai calmă, puneți o compresă, ia și tu un prosop cu alcool, cu asta, că așa făcea bunica. Păi nu poți într-o societate ca aceasta, plină de conflicte, să te duci cu el la drum. Dacă el spune însă, rămâi liniștită, nu faci nimic, urc în taxi sau în mașină și vin acum la tine, anunță spitalele, urgența, nu știu ce, și voi fi lângă tine să rezolvăm problema. Păi cu asta mai mergi la drum. Și invers cum ar fi? Păi invers ar fi. Adică ea, despre ea. Exact același lucru se face. Exact același lucru. Sau, sunt situații în care biletele rămân la fată, biletele de la un concert extraordinar. Băiatul o așteaptă la ceas, iar fata întârzie, 15 minute, 20 de minute. Comportamentale, că m-ați provocat la interpretări comportamentale. Dar spune, ce s-a întâmplat cu tine? Ce s-a întâmplat pe traseu? Am crezut că ai avut un accident, lasă-l dracu de spectacol, bine că ai venit, etc. Cu ăsta mergi la drum. Dar dacă ăsta îi spune, păi unde ai hoinărit? Parașut cu ce ești? Păi te aștept un sfert de oră aici, cu biletele la tine. S-a terminat. Sunt două cuvinte în relațiile acestea care nu prea funcționează. Relațiile așa, sunt toxice. Sunt două cuvinte care se aruncă foarte des. Întotdeauna și niciodată. Întotdeauna ai făcut așa, niciodată n-ai făcut așa. Exact, sunt absolutizări. Lumea se duce în extrem. Da, și eu zic că dacă tot zăbovim să discutăm de comunicare, fiecare dintre spectatorii noștri care ne-au scris pe Facebook și așa mai departe, relaționează, interiorizează, dau sfaturi celorlalți colegi și prieteni în această zonă. Deci comunicarea, la vorbește, să-și ducă omul ideile până la capăt, așteptându-l cu răbdare ca să-l înțelegi. El poate avea motive pe care tu nici nu le intuiești, dar ți le explică și dacă îl asculți, vei putea, apropo de ce spuneați doamna profesoară, să dai o replică ancorată în realitatea discuției. Dacă dialogul este fracturat, se realizează o tensionare emoțională care, știu psihologii și prietenii noștri, structura umană merge în afecte emoționale, suntem în gândire, emoție. Sigur că da, și în voință. Ei, când tulburarea afectivă, exacerbarea aceasta pe contre, are un cumul, ea poate să blocheze rațiunea. Nu mai se fac sinapsele judecăților, nu mai prevezi ceea ce se poate întâmpla și apare violența domestică. Și emoțiile se revarsă și comunicarea cam greu nu este. Nu e săptămână să nu aflăm că un soț și-a ucis soția și pe urmă a vrut și el să se sinucidă. Deci ori sunt sinucide, din experiența mea, cu tip demonstrativ. Se pipă e puțin pe aici, cu un cuțit, pe la gât, cu tot, la șto. Ca să folosesc o expresie din nou de pe stradă. Alții, acum, câteva zile, și-au ucis întreaga. E un debut al unei discordanțe. O să se vadă despre ce a fost vorba prin expertiza medico-legală și cercetarea criminalistică. Deci iată unde te poți duce când nu menegerezi bine comunicarea. Eu știu un lucru, că oamenii, și știți și dumneavoastră și știu foarte mulți, că oamenii au nevoi.
Da? Avem odată nevoi fiziologice ce pot fi acoperite cu bani. Piramida, da? De exact. Baza lui Maslow. Dar avem și alt gen de nevoi. Da? Referindu-ne la, și în esență, cam toți oamenii vor același lucru. Să aibă siguranță financiară, corect, să aibă o casă, să aibă o viață sexuală echilibrată. Corect. Însă, cea mai mare dorință a unui om este aceea de a se simți important. Din da. Câte știu eu. De aici pornesc niște lucruri, faptul că nu primește recunoașterea pe care el crede că ar merita-o. Asta duce la frustrări. Frustrări care se adună și se cumulează și ele într-o chestie de raptus. Însă ar fi bine să patinăm într-o zonă a megalomaniei, în care devii cel care își hrănește o structură de tip paranoic. Începi să le cam știi pe toate. Începi să pretinzi cam tot ceea ce îți imaginezi tu că ai merita, deci hrănești o personalitate falsă pe care, vis-a-vis de ceea ce înseamnă stimă de sine, o umfli artificial. Stima de sine, pentru toți oamenii care ne ascultă, pentru mine cel puțin, se hrănește din roadele muncii tale. Scrie în Scriptură că omul bun și omul satanizat se cunoaște după roadele muncii sale, așa cum se cunoaște și pomul după roadele muncii sale. Deci nu este nicio filozofie. Câtă vreme ești confirmat de societate, de oamenii cu care ai avut contact, etc., la maniera pozitivă, înseamnă că ești îndreptățit să pretinzi și să te hrănești din stima ta de sine. Câtă vreme oamenii se umflă unii pe alții, artificial, și fariseii, în egală măsură, complimentele acestea de fațadă pe care ți le face cineva, astea sunt fulgi de păpădie în care să nu crezi niciodată. Trebuie să te bazezi pe performanța ta, pe competența ta, pe expertiza ta, să nu te dai la o parte de la nicio provocare, să cauți să răspunzi. Și acestor provocări le răspunzi prin soluții care te confirmă și soluții care te infirmă, dar măcar din alea înveți. Înveți din negăbiile tale proprii. Asta cu învățatul nu se întâmplă foarte des. Pentru că nu e vina ta, deci n-ai ce învăța. Așa spui. Da. Pe de altă parte, foarte mulți ne credem excelenți comunicatori. Excelenți comunicatori. Deci ce mai avem de învățat? Deci trebuie să fii iar construit, să gândești, da, să te deschizi, analiza transpersonală, ca să poți să te întrebi, da? Sau dacă, ca să poți să tragi concluzii dintr-o situație prin care ai trecut, să înveți și să nu o repeți, că ai alte greșeli de repetat. Aveam profesori care ne invitau, când eram studenți la psihologie, să învățăm din experiențele altora. Spuneau, un individ inteligent este cel care are o masă de informații bine pusă la punct, o viteză a sinapselor între achizițiile acestea și care învață din experiența altuia. Păi chiar și din experiență personală, de câte ori n-am fost sfătuit sau de câte ori n-am văzut anumite lucruri. Nu de fiecare dată am interiorizat soluțiile altora. Ce a trebuit eu să mă confrunt, să greșesc, să învăț din greșeli, să-mi pare rău, să regret, etc., etc., ca să pot la rândul să le spun altora. Măi, am călcat pe aici, acolo un mărăcine, acolo un cui, acolo caz dracu și îți rup gâtul. Pentru că am mers pe cărarea altfel nu ești credibil. Iată de exemplu. Pe de altă parte, nici nu poți învăța pe nimeni. Eu știu că nu poți învăța pe nimeni nimic. Oamenii învață singuri, dar niciodată fără ceilalți. Iată să vă dau un exemplu care va putea cel puțin să vă gândiți cumva. Consumatorul de droguri, da, primește sfaturi de la polițist, primește sfaturi de la asistentul social, de la familia sa, etc., etc. Și continuă să consume droguri. Mă depărtez de problematica homeostaziei lui și a dependenței toxicității pe problematica fiziologică care duce la necesitatea de a consuma și aduc în față să-i vorbească un fost consumator de droguri. De acum pocăit și care a renunțat, e mult mai credibil. Ăla spune, eu am avut 120 de kilograme, uitați-vă la mine că abia atârn la 50. Uitați-vă la mine, spate,
am făcut-o, uitați-vă la întâmplările nenorocite pe care le-am. Și atunci el este credibil. Foarte credibil. De altminteri, polițiștii noștri de antidrog fac asemenea lucruri. Îi pun în contact pe consumatori cu cei care sunt în perioada, ca să zic așa, de anticameră, a cochetării cu acest flagel nenorocit. Da. Vorbeam despre valorizare, da, și despre în comunicare a scoate în evidență calitățile sau lucrurile bune ale celuilalt. Și mi-aduc aminte, sau mi-am adus aminte, de școala românească. Am un fiu, este în clasa a patra, o termin acum. Așadar, manualele din clasa a patra le știu pe de rost. Pe lângă faptul că sunt foarte prost făcute, materia educație civică sau materia comunicare sau ce materii mai au ei acolo, nu se pun în valoare ceilalți. Exercițiu. Spune 3 defecte ale prietenului tău sau ale colegului de bancă, dar nu am găsit acolo sau nu se insistă asupra faptului, spune 3 calități pe care tu le vezi la el sau spune un lucru bun pe care l-ai remarcat. Este important ca de aici să înceapă, din școală până la urmă, pentru că o copii aceia, în momentul în care critici, critica, dacă nu știi să dai un feedback constructiv, atunci mai bine taci. Însă foarte mulți dau un feedback total destructiv. Critică. Critica fără soluții este egal cu zero, pentru că rămâi tot la părerea ta. Dimpotrivă, ți-l faci adversar pe celălalt. Și apoi să ajungem în închisoare. Spuneam, și apoi mai trecem în măsura în care avem timp și la ce m-am mai propus să discutăm, dacă nu ne mai întâlnim odată. Discutam cu dumneavoastră, sau vă spuneam ceva mai devreme, aduceam în discuție faptul că ministrul justiției, da, a eliberat un număr de infractori care, da, au recidivat, nu știu dacă în aceleași spețe. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia în cei 5 sau 7 ani de pușcărie? De ce intră hoți și ies criminali? Ce învață acolo? Ce nu învață? Ne putem doar imagina, pentru că nu știm foarte exact. Și care ar fi soluțiile pentru ca ei, în momentul în care ies, să aibă o stimă de sine mai ridicată, să se simtă mai valorizați decât erau înainte și să dovedească faptul că au greșit și au reparat greșeala, au învățat din ea și că se pot integra într-o societate? Da. Întrebarea pe care ați spus-o, fundamentată într-un discurs logic pentru care vă apreciez la modul în care le-ați legat lucrurile, face parte dintr-o realitate stringentă cu care se confruntă societatea românească, apropo de regulile de reformă din justiție, între care și executarea pedepsei este una din ele. Dom'le, când faci reformă, în opinia mea, păi trebuie să fie schimbare profundă. Și pentru treaba aceasta îți trebuie o minte deschisă și o voință politică de curaj. Mă uit la politicienii mei, deși sunt departe de zona politicului, pentru că este o zonă politicianistă, așa o consider eu, că așteaptă să le vină soluții juridice de la Veneția, de la Bruxelles, de nu știu unde. Poftim soluție juridică propusă de profesorul Butoi. În momentul în care, împotriva unui concetățean de-al nostru, că deținuții ăștia nu vin de pe lună, nu sunt exportați, dintre cei care ne ascultă, fiecare are un nepot, verișor, cumnat prin pușcărie sau care au făcut pușcărie. Bă, asta e situația. Sunt ai noștri. Bun. În momentul în care vis-a-vis de unul dintre cetățenii din țara asta a dat o hotărâre judecătorească de pedeapsă cu privarea de libertate, deci s-a dat omului 5 ani de pușcărie, rostită această sentință de către o instanță competentă și legal constituită, Ministerul Justiției, care a patronat toată această poveste, trebuie să facă un pas înapoi, să se ducă din ecuația asta, că n-are ce să mai cate el mai departe. Să intre în scenă, cum foarte bine intuiați, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Învățământului. Trebuie să preia populația în toată această țară. Să facă apelul și să zică: cei care sunteți și nu știți o literă,
nu știți să scrieți, nu știți să socotiți și așa mai departe, veți intra în monitorizarea noastră și în 5 ani de zile, 7 ani de zile de pușcărie, veți ajunge și la școala generală și liceul. Și am rezolvat problema învățării. La practică? Imediat. La practică o rezolv cu Ministerul Muncii. Băi, care nu știi să bateți două cuie pe toată populația? Eu nu știu, ăla nu știu, n-avem meserii. Poftiți! Toți au plecat, instalatori, prin Spania, prin Europa. Muncesc oameni, sunt foarte bine apreciați. Păi tu să-ți bagi joc, să ții pe cameră, atâția deținuți și să nu înveți o meserie. Am înțeles că învață să lucreze la gherghe. De lumea de noi, toată Europa, fac din plastelină, spun poezii, fac teatru pe acolo. Ce nu-i rău. Este foarte bine, dar este o caricaturizare a problemelor noastre serioase. Și de asemenea, Ministerul Sănătății a spus că se implică în această chestiune, în opinia noastră. Și ăsta face apelul și întreabă pe toți care au deranj. Și intră cu tratamente, cu medicație pe ei. În așa fel încât omul ăsta care a intrat aceasta, a pușcării, după 5 ani, iese altul. Un om care știe să lucreze cu o tabletă, cu un calculator, știe să scrie, să-și facă socotele și sănătos. Avea un poate să fie reinserat social. Că dacă și îl scot tot așa, nu era social niciodată, never, never. Și va recidiva. Sigur că da. Și cei cinstiți, onest, vor fi atacați, nemulțumiți. De așa, s-a creat, așa s-a creat starea de nemulțumire stradală a oamenilor care s-au văzut puși în pericol vis-a-vis de avutul lor, de siguranța lor. Și e justificată. E fără discuție acest lucru. A fost o aglutinare pe interesul general și interes public. Nu-mi dau seama unde a fost sfatul consilierului, greșit, totalmente greșit, dar și Ministrul Justiției și alți factori politici și găsesc această idee interesantă. De ce să-mi vină, mă, de la Veneția? Să pleci în România de-a lungul vieții. Așa geniale au plecat în medicină, în politică, au învățat Europa după savanții noștri. Deci spuneți Ministrului Justiției, spuneți profesor, stârniți orgoliul. Pe care este un bun penalist, un bun profesor. Da, dar că nu este în staza de penalist consider, acum, în acest știți? Moment. Am o imagine, cred că corectă, asupra acestui profesor. Nu pot nici să-l bagatelizez, dar pot să-i propun colegial o astfel de idee revoluționară. Ataturk, când și-a făcut a intuit perfect, da? A făcut reformă, bă, pentru că ea a 6-7 neveste, n-aveți posibilitatea să le hrăniți, să le educați, să le nu știu. Stop! Păi a fost tsunami în Turcia. Turcia, țara, haremului. Sigur că Turcia fără harem a făcut acest lucru. Așa și nu e reformă. Ministerul Justiției, vă mulțumim frumos, ne-ai menegeriat toată povestea. În momentul în care omul a ajuns în închisoare, tu fă un pas înapoi și implică Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului să întreabă de la intrare, pe parcursul atâtor ani de zile, într-un alt om. Și asta e povestea. Cam în cât timp apreciați că dacă s-ar porni această revoluție, în care de deținut. Un ciclu de 5 ani pușcărie am luat așa la mediu, ar scoate peste 70% oameni care s-ar reintegra, pentru că aici mai trebuie să-i umbrăm și la politica rolului pedepsei. Pedepsa, de exemplu, doamna profesoară, are funcții. Una, să izoleze elementul periculos, care și-a dovedit pericolul social prin faptele lui, prin structura de personalitate, l-am izolat, l-am trimis la pușcărie. Să aducă satisfacție victimei. Victima năpăstuită în patrimoniul ei, în sănătate și așa mai departe, are o satisfacție că elementul periculos se găsește la închisoare. Să uite, nu se poate, pentru că este brațul justiției, urmărirea penală, etc. și voi merge la închisoare. Și pe urmă
situația socială a celui pe care, repet, îl schimbăm pe acest parcurs. Pentru că dacă nu vom face așa și ne ducem, suntem în cap, vă spune profesorul Butoi acest lucru. Se cercetează fapte săvârșite cu violență în stare. Păi bă, frate, eu ca victimă mă întâlnesc cu agresorul meu pe stradă, în comunitate, în sat. Ce cu tine? Mi-a dat drumul. Păi uite, am capul atâta de mare umflat, numai am doi dinți. Lasă că știe justiția de unde mă ia, mă cercetează în stare de libertate. Acest lucru nu intimidează pretabilii. Nu izolează elementul asta periculos. Cu starea de libertate. Cu, da, exact. Ce știți că primiți și întrebări sau sunt puncte de vedere ale celor care vă urmăresc și vă mulțumesc tuturor că faceți acest lucru. Acum, Carmen, profesor, domnule profesor, vă spune. Așa, păi nu este statul sau cel care face legile agresorul, iar poporul victima? Exact. Bravo, Carmen. Cred că e studenta mea. Te felicit. O astfel de viziune. Cheamă, dacă vă psiholog de excepție. Doamna este psiholog. Diana Blinda. Aceasta este o emisiune pentru antreprenori, nu cumva instalație prea mult pe portul portarmă. Insistați prea mult pe portarmă. Am insistat datorită să-i spunem colegii și prietenii noastre că valoarea supremă este omul. De aceea insistăm pentru a mări exigența avizului psihologic și pentru a pune sub protecție viața, omul, dincolo de toate contractele, de toate manageriatul și de toate celelalte, este omul. O viață unui om nu poate fi periclitată. Și am pus în evidență ușurința cu care te duci spre armă dacă o ai. Dacă nu o ai, te scuipi cu ăla și scapă, dracu, și ăla viu și tu. Mai primiți profesorul nostru iubit, da, de la elevi sau de la cei care v-au fost studenți. Aici, ca să inserezi în pușcării programe din cele despre care ați vorbit dumneavoastră, trebuie sponsorizare. Corect, așa e. Iată, cine dă banii pentru așa ceva? Și fondurile europene nu sunt alocate pentru dezvoltarea afacerilor, pentru infrastructură și așa mai departe. Vreau să-i răspund, colegii, că sarcina sau obligația sau, cum să vă spun, imboldul civic pleacă de la profesoara Laura Dragomir și de la profesorul Butoi. Păi vreți să vă dăm și banii, mă, fratele meu, noi doi să vă dăm și banii? Făcuți banii, dar vreți o politică penală. Noi venim cu o chestiune care nu s-a mai spus, o chestiune care lasă pe mulți ia. Nu putem să facem asta. Păi putem să facem asta, pentru că suntem îndrăzneți în gândire. Și în ce la noi, nu e o astfel de așa, nu creier în cap. Nu seama de banarea unui acesta, vor o vor pune în practică occidentale. E un lucru foarte clar. Introduc învățământul, munca populației de infractori decât să vegeteze pe cameră. Și acum vin să vă dau exemplu din experiență proprie. Mă duc să cercetez la închisoarea Mărgineni, eram locotenent la vremurile alea, un puști, entuziasmat, voiam să știu, dar nu se deplasa nimeni la un mort până nu era un moț. Înțelegeți? La un sinucigar, ia gasa am pe ăștia mai vechi. Și voiam să învăț. Și în sfârșit, acum mergeam pe o chestiune de extinderea cauzei cu privire la hoți care se aflau la Mărgineni și altor fapte de afară. Bine, ce spune comandantul acestei închisori într-o zi, sâmbătă, cred că era? Făceam misiuni lungi, dormeam acolo, mâncam cu deținuții, etc., etc. Deci hai să-ți prezint fabrica. Ce fabrică? Păi noi avem o fabrică de mobilier de lux aici la Mărgineni. E pe câteva hectare, pendinte de închisoare. Mă duc acolo. Deținuți, îmbrăcați frumos, în zeghe, cu mănuși de protecție, cu ochelari, cu astea, dădeau la gater scândurile, alții le sculptau, făceau niște șifoniere cu bazoreliefuri, cu daci, la ușă, acolo, cu niște artiști. Și păi, frate, când au învățat ăștia, păi ăștia s-au pedepsit grele, ăștia au 12, 14, 15 ani. Și în 12, 14, 15 ani, cu maestri în lemn, cu sculptori și așa mai departe, învață scândura. Au croit buștenii, plecat de la noi cu diplome
de muncitori specializați în arta lemnului și îi întreb, dar câte sinucideri ai avut în această fabrică? Și uite omul la mine, ce sinucideri nenic? Păi băi, ăștia au gatere, au curent electric, au un fel de fel de motoare pe aici și cu supărările lor s-a eu la Poliția Capitalei când investighez psihologic vreun deținut și mi-l scoate din arest, pe biroul meu nu găsesc nici agrafă de prins foile ca să preîntâmpin atitudini de genul acesta. Păi de ce să fie supărat, mă întreabă deținutul, că tu ești psiholog, ar fi trebuit să știi. Ei socializează fabrică, vorbesc, comunică, se ajută la muncii, etc. Cad frânți de oboseală la urmă. Astăzi însă este un semi-liber prin pușcării, semi-liber să facă sport, semi-liber să tragă de barele alea, el se duce tâlhar. Tâlhăria este o infracțiune care presupune aducerea în stat de neputință a victimei de a se apăra fizic sau psihic. Și eu îl pun să tragă mai puternic de pe acolo, în loc să-l duc într-un exercițiu util care să-i dea satisfacție, să învețe o meserie, să aibă față de propria imagine o altă raportare. Mai aveți o altă întrebare, care este relevanța educației în prevenirea faptelor cu violență și mai ales în riposta din partea societății? Stăm prost de tot aici. Pentru faptul că avem la ora actuală o coloratură teribil de importanță în familia românească și anume absența ambilor părinți sau unuia dintre părinți. Lipsește modelul paternal că se duce în Spania să lucreze. E îndreptățit omul să-și aducă un ban în familia sa. Lipsește mama că se duce și ea la fel. Și atunci copiii rămân într-o zonă de gașcă de după blocuri, gașcă de cartier, gașcă școlară, care nu are decât eventuala pretenție pe care ar putea să o avem de la bunici, care sunt cu problemele lor, cu viața, cu sărăcia, cu marasmul. De aceea s-ar putea ca din astea să intre foarte serios școlile, liceele, în programele post-oră, să-i țină pe acești copii în activități care să le ofere satisfacție, în electronică, până la urmă, ca să nu ne depărtăm foarte mult de comunicare sau să arătăm relevanța și importanța comunicării în tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră, până la urmă tot ce s-ar putea întâmpla, da, situațiile ideale pe care le-ați povestit, ne-ar ajuta, să-i ar ajuta pe cei care sunt în astfel de situații, atât cei care sunt în pușcărie să iasă și să nu mai comită încă o dată, sau copiii care, iată, sunt singuri și nu au educația este fundamentală ca să răspundem acolo. Exact, să comunice mult mai bine și să înțeleagă și să se adapteze foarte bine. Până la urmă sunt inadaptați. Da, adaptare de timp negativ, pentru că încep să-și facă loc, vezi cum ne ducem cu provocările, încep să-și facă loc alte legi. Legea celui mai tare, legea celui care stăpânește teritoriul, începe să se realizeze un mugure de infracționalitate la copiii noștri și la adolescenții noștri. Vedeți dumneavoastră, nu trebuie să escamotăm nimic. Se consumă drog în rândul tinerilor noștri, începând aici, din centru vechi, uite, ceasul acum, mai târziu ori puțin, nu vorbesc de ce e în baruri, eu mă duc în baruri, în astea, prietenii mei, și realitățile acestea eu le văd, le trăiesc din discuțiile cu masteranzii mei, cu psihologii în special, deci se consumă la greu. Acest drog realizează deteriorarea psihică și mentală a tinerilor noștri. Parte din ei sunt conștienți, să știți, eu am și în cabinet câțiva sub terapie de structurare a acestor adicții și le cunosc chinul prin care trec, suferința prin care trec, pentru că se conștientizează pericolul. Să revenim puțin la antreprenori. Să revenim la antreprenori. Am primit mesaje că au nevoie de informațiile pe care le-ați putea oferi și de expertiza dumneavoastră despre control și egocentrism exagerat. Control în afaceri, control într-o relație. Și iar insist, sunt șanse să putem identifica
mai din timp sau înainte de a fi sau de a se produce o ruptură și pierderile să fie din mai mici? Din păcate, în zona aceasta comercială, pentru că aici vorbim da, și vorbim până la urmă de relații omenești, pentru că eu mă gândesc da. Că nu ești într-un fel acasă, pentru că ați spus că vine el acasă sau vine el, de regulă el, da? Și are o soție care îl ține sub papuc și în momentul în care a ieșit din casă, este zmeu, e rege și se manifestă ca atare, dar în sens negativ. Așadar, nu putem da la o parte și împărți viața personală și împlinirea personală de cea la afaceri. Problema aceasta a afacerilor este complexă, multipolară, etc., etc. Într-o firmă, spuneați de recomandare, păi începe nene să fie făcută selecția pe recomandare. Unde ai mai lucrat? Care ți este pedigriul profesional? Ce recomandări ai? Cine te recomandă? Pentru că fiecare patron, cine ascultă oamenii, vor să aibă un staff, un staff devotat, un staff motivat și un staff care să știe carte. Păi pentru treaba aceasta există comunicare stimulativă. Ca să-l faci pe cel care vine să se atașeze de firma ta și să-i fie și loial. Dar nu voi ști niciodată cât se duce în firmă în interesul firmei și cât se duce sau ce tentație are să speculeze oportunități în interes propriu. Chiar și din nou se fac pe care am un IT foarte, dar în timpul acesta, începând chiar de vineri, îmi vin parteneri din Grecia pentru a face afaceri. Și îi spun programatorului meu, IT-istului, să zicem, mi-a cășunat mie pe el, dar poate să fie un foarte bun finanțist, că sâmbătă vreau să ne vedem la firmă și să punem în practică niște idei și nu știu ce. Păi și dacă acest subordonat al meu, care este foarte bun profesional, îmi spune, patroane, sâmbătă eu am treabă, nene. Mă întâlnesc cu prietena mea, plecăm la Veneția și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă sau că... care e relevanța? Trebuie să-l chem pe cel de la management și resurse umane și să-i spui, să-i dea super specialist ultimul salariu și să-i dea praf de mers. Doar pentru asta? Doar pentru asta. Pentru că ai viață în finanțe și în afaceri. Ai greșit, te-ai prăbușit, la revedere, nu știu dacă te vei mai trezi. Păi, multinațională și faci în jurul interesului comun. Ca să fiu avocatul diavolului, mă exploatați? Nu vă exploatez, dar vă duc într-o zonă... În contrat, ziua mea, sâmbătă, e ziua mea. Îți plătesc, nu e niciun fel de problemă. Asta, că eu de-aia mă duc cu tine sâmbăta să ne împușcăm cu bile de vopsea. Pac, pac, da? Știți cum se numește? Team building. Așa, da, am înțeles. Toți iau și mergem la hanul lui Manuc și punem cap în cap mesele. Eu, patronul, staff-ul și cu voi. Ca să aveți motivație. Nu să mă lasă speța noastră, mi-au venit oaspeți de afaceri, etc. Nu știu ce spuneți, dar motivația... Ultimul să... La revedere. E o altă poveste, toată motivația, nu o discutăm în acest moment, nici mai avem timp. Așadar, spuneți-mi dacă am înțeles corect. În momentul în care, în afaceri, e o persoană, el, ea, spune nu pentru că acela este un semn? Acela este un semn. Că nu... Da. Nu se implică, nu e motivat, etc., etc. Și mai poți să faci semne de genul acesta suficient de multe. Pentru că individul este duplicitar, eu le spun și studenților mei. Când vă veți angaja în privat, vă veți angaja pe portofelul cuiva care vă plătește, vă asigură norme europene de lucru, tehnologizare, etc., etc. Și în firma respectivă trebuie să dai dovadă de devotament. Să vorbim puțin despre individul dominator. Individul dominator, mai ales când prinde pozițional organigrama de unde poate să domine, poate să devină un individ tiranic. Individul tiranic este cel care își defulează complexele vis-a-vis de subordonații săi. Acolo putem vorbi de exploatare, de depășirea unei limite de unanim acceptată în efortul acesta către business și către profit. Asta e toată povestea. Păi aveam studenți masteranzi, psihologi, care au intrat în societăți de asigurări. Și nu le convenea faptul că au mobil,
ca un șofer sau ca o mașină, dar în teritoriu să recupereze. Se recupereze de la datornici, etc., etc. E prea mare travaliu. Dar ce vrei să faci? Un semn să-ți vină oamenii cu banii, etc.? Te duci, faci o activitate de mediere, discuți cu omul, îi înțelegi lui problemele, faci o plată, deja s-a încadrat într-o zonă în care își respectă, de fapt, condițiile contractuale pe care le are cu împrumutul, cu toate celelalte. Nu, comoditate. Vreau să vă spun un lucru. În rândul tineretului nostru, pe care îl iubesc foarte mult, există și multă, multă comoditate. Multă comoditate. Acum, vreau să vă spun și suntem cu toții conștienți, cei care ne ascultă, sunt găuri în cașcaval. Exact cum spuneați dumneavoastră. Cașcavalul fiind? Cașcavalul fiind învățământul, sănătatea, educația, biserica. Găuri în cașcaval. Da? Știți, pedofil. Foarte bine cuvântul cașcaval, că sunt găuri pentru că se tot înfruptă unii și au lăsat. Nu mă gândeam la asta, cine spune. Am făcut-o eu, da, mintea mea, da? Așa, bă, iată, o reacție, păi domnule profesor, vis-a-vis de ce spuneați mai devreme cu patronul, păi domnule profesor, dacă un patron face așa cum spuneți, ca în exemplu pe care l-ați dat, niciun angajat de top sau suport, nu o să mai, nu spune, nu dacă ai nevoie de el. Spune. Este extrem de exigent colaboratorul și prietenul nostru. A folosit expresia nici unul. Acest lucru este nerealist. Poate putea să spun așa, că mulți dintre cei care află care este stilul de conducere al patronului vor refuza astfel de colaborări. Dar nu nici unul. Foarte mulți motivați și care îl înțeleg pe patron. Și înțeleg că patronul va trebui în sâmbătă făcută ca să-i mărească lui salariu. Ce este sau greu să fie de bine pentru sau să fie bine pentru multinațională și pentru firmă. Sau pentru firmă, că da, nu toți avem multinațională, după cum nu toți cei care au o minte infracțională sunt șarmanți, sunt carismatici, da, ca să eu vreau să vă spun ceva, ca să fac... Nu. Spaceți. Deseori, au avut psihopați criminali de regulă, din rândul tinerilor, pe viol, pe motivația aceasta sexuală, au comis crima, etc. Și când ne-am dus pentru a-i reține de la domiciliile lor, tot blocul a rămas stupefiat. Cum? Gigel, care era student la facultate, de să rămână, făcea cu tare. Da, tocmai. Așa și aici. Băiatul de aur al firmei, cel care rămâne peste program, deci vedeți cum se inversează lucrurile și din proprie inițiativă poate să aibă un morb care să te ducă către vis-a-vis de loialitatea față de firmă. Eu aș vrea să sune și patroni și să intrăm cu ei în dialog, să vedem care este poziția lor vis-a-vis de proiecțiile acestea pe care le avem în comunicare. Eu așa știu. Prietenii mei patroni, prieteni din țară, din străinătate, patroni care au plecat, au mers pe echipe, pe solidaritate, pe cinste. Pe cinste. Cinste este o chestiune extraordinară. Va conta foarte mult în viitor cinstea. Oameni cinstiți o să găsim din ce în ce mai rar, să știți. Perfect. De ce vom găsi din ce în ce mai rar? Pentru că ne infestăm și ne virusăm. Iar din punct de vedere al păturii care ne guvernează, mafia interlopă, mafia politică sunt așa. Aici trebuiesc, eu cunosc eforturile polițiștilor. Zilele trecute am fost cu ei vis-a-vis de prevenirea infracționalității și delinvenției juvenile și concomitent cu aceste acțiuni ale noastre, comandantul poliției primea din teren rezultatul unor descinderi pe falsificatori, pe comercianții care eludează taxele, pe, în sfârșit, o acțiune în tot județul. Care de operare prin toate inspectoratele de poliție, cu sprijinul inspectoratului județene și așa mai departe. Deci eforturi sunt. S-a lăsat cu confiscări, cu amenzi, cu dosare economice și așa mai departe. Lucru care a dus bucurie patronilor de bună credință, oamenilor care muncesc fără să eludeze taxe, care respectă disciplina financiară, etc., etc. Bun. Sunt destui. Sunt destui, destui. Dar aceasta a politicului prin interlopi,
și prin, și prin administrație, nu va putea fi stârnită decât, nu va putea fi stârpită decât pe soluția lui Antonio Di Pietro, dacă vă spune ceva, din Italia, timpurilor acelora care sunt copii-pescu, a dat 800 de mandate de arestare într-o noapte pe tabla dintre împletiții administrativi, interlopi și politici și a eradicat de infractorii acelor vremi. Să se întâmple lucrurile astea, există cineva care ar putea face lucrul acesta? Așa cum a făcut Antonio Di Pietro, nu vreau să împing mai departe zona politicului și ce sprijin a avut din spate, da? Se poate face și la noi acest lucru, sigur că da. Cu alte cuvinte, da, ca să parafrazez ceea ce a spus, da, ceva mai devreme, să desființăm haremurile. Exact. Adică trebuie măsuri radicale. Radicale. Măsuri radicale. Pentru mine, după atâția ani de ripostă anticrim, atât cât am făcut, și mai bine, și mai rău, și mai... cea mai bună prevenire este represiunea. Asta e cea mai bună prevenire. Să nu mai am asta și asta, rad. Asta e povestea. Păi, fac închisoare acasă, ce treacă nu râde lumea de noi, că ne ascultă și la televizor. O să ajungem să facem pușcărie prin... asta, prin... Ce poate una acasă? Deci faci pușcărie sau execuți pedeapsa privativă de libertate, că acum învelim și chestiile astea, nu-i mai zice om omului deținut sau pușcărie, nu, o persoană care și-a pierdut drepturile și privativ de libertate. Îl definim așa ca atare, zice, din perspectiva egalității legii fiecare la domiciliu. Păi eu stau la domiciliul meu, că mă duc astăzi în piscină, mâine trag un tenis, poi mâine nu știu ce mai fac, primesc o vizită la domiciliu domeniilor pe unde stau eu. Și tot egal în fața legii și un amărât care își ia dintr-o casă de chirpici și stă rea cu acolo să cadă tavanul pe el. Deci sunt foarte multe lucruri. Eu mă gândesc la multă naivitate, doamna profesor. Multă naivitate. Naivitate din partea cui, domnule profesor? Făuritorilor de legi. Înțelegeți? Da. Am condus direcția, spre exemplu, să înțeleagă telespectatorii, direcția de strategie în Ministerul de Interne, a fost funcția cea mai mare pe care am avut-o. Deci director pe direcția de strategie în Ministerul de Interne. Am făcut foarte multe lucruri bune și foarte multe lucruri nu mi-au ieșit. De exemplu, la ce am scris eu ca... Am scris următorul lucru. În momentul în care în domiciliu conjugal cu scandal, cu violență, etc., etc., bărbatul violent este scos din familie și dus în stabilitate. Iar femeia rămâne acasă la ea cu copiii, cu toate celelalte. Pune geamurile la loc, schimbă încuietorile, face ordine în casă, că nebunul a spart asta și a bătut-o și așa mai departe. Iar eu și depus undeva, unde și de ăsta am grijă, custodie medicală, asistență psihologică. Iar ce se întâmplă astăzi? Nebunul face scandal în familie, în sfârșit poliția a căpătat dreptul să intervină și o scoate pe femeie din familie și o duce la adăpostul de prevenire și protecție a victimei violenței domestice, unde începe să-și caute un prosop, n-are de ale ei, n-are cutare, iar ăsta rămâne acasă. Schimbă iarele și aduce amanta, aduce prietenii, o pun pe șprițuri. Vedeți dumneavoastră? Dacă nu gândești și dacă n-ai mers cum a mers, am căzut în halatul de expert, eu. Eu am prins hoți pe aici, pe Lipscani, ăsta de m-am plictisit în perioada tinereții mele. M-am bătut cu hoți în stradă, am încătușat, am făcut ce trebuia să facă un ofițer de stradă. Evoluția protejată de bunul Dumnezeu, am avut un alt curs profesiei mele. Chemăm pe ăștia din stradă, să chemăm avocații, să chemăm polițiștii din stradă, să chemăm consilierii. Eu știu cel mai bine. Și atunci iată o întrebare potrivită, da, din partea lui Carmen. Într-o țară coruptă, de unde motivație? Are dreptate. Corupția secătuiește motivația. Și atunci sfatul meu pentru toți
prietenii noștri de pe Facebook care ne aud, fiecare dintre noi pe pătrățica noastră din perspectiva respectării legii, a convingerii intime, a credinței, a facerii de bine fără plată, a iubirii dintre noi, a solidarității. Despre ce vorbiți, domnule profesor? Păi uitați despre ce vorbesc. Sincer acum, adică da. E o carte, despre ce vorbiți? Vorbesc despre o lume pe care trebuie să o proiectăm. Aveți dreptate, dar haideți să vorbim despre, deci perfectă dreptate, despre lumea în care trăim. Păi care... vorbim despre ea și rămânem cu vorba. Ne trebuie să proiectăm, să proiectăm cu curaj. Care este relevanța educației în prevenirea, întreabă Alina, care este relevanța educației în prevenirea faptelor cu violență și mai ales în riposta din partea societății? Riposta, vedeți, riposta din partea societății. Eu am mai dat un exemplu, a râs lumea de s-a spart. Dar dau încă o dată. Iau tramvaiul 32 de aici pentru că eu nu locuiesc decât în cartierele Rahova, Ferentare, acolo e viața mea, cu hoții, cu trâhari, cu prietenii mei, cu vecinii, cu... de 30 și ceva de ani, da? Și omul cu 32 ăsta. Da. Până la oră 10, 10 și ceva cu 32, se dădea 12, 14 ani, se dădea un tramvaiul 32 cu placa. În tramvaiul erau niște oameni mai în vârstă. Ce comunicau ei? Ce comunicau? Sfidarea la toate. Și se profilau ca embrioane de infracționalitate. Păi cum să dai cu placa? Adus femeilor din plase ce aveau pe acolo, unii veneau de pe la spital. Păi normal că la prima stație am dat jos, l-am tras cu placa pe popoașe. Ați înțeles? Asta. Păi da, bineînțeles că da. Da? Jos din tramvai, că tramvaiul nu-i făcut să te dai tu cu placa. În rest erau copii drăguți, aveau freză de aia frumoasă, aveau cotiere, plăcile alea se vedea că sunt profesioniste, dar nu te dai în tramvaiul 32 cu placa. Ăsta este un copil care și-a sfidat-o pe maică sa, pe taică, pe bunici, pe profesori, pentru că are această tendință comportamentală și în egală măsură. În esența lui, ce spune despre el acest comportament? Că de uite, fapt... este de prognostic prost, doamna Laura. Acest băiat care sfidează regulile și ne ascultă părinți care au copii de 12 ani, 14 ani. Ce se va întâmpla cu acești copii care sfidează regulile? Aceștia vor intra în multinaționala aia și nu se vor prezenta sâmbătă când va vrea patronul să facă o chestie și îl va da afară. Acest copil va conduce o mașină și nu va vrea să dea permisul de conducere unui polițist care este în stradă și face un filtru. Și își va pierde și permisul și își va lua și amenzi. Noi trebuie să educăm copiii în zona progresului social, conformismului social benefic, respectării regulilor și așa mai departe. Că societății în care nu s-au respectat regulile, să mă asculte oamenii, au mai fost de-a lungul istoriei. Au fost societăți în care regulile s-au impus greu, în care fiecare a făcut ce a vrut, nu s-au mai terminat războaiele și conflictele între popoare, între orașe, între... nu? Abia când s-a putut impune regula. Și ce e regula? Regula este o libertate extraordinară, domnule. Lumea nu ne înțelege ce e regula. Hai să respectăm ce am convenit împreună, apropo de comunicare, să se facă. Hai să respectăm ce am convenit împreună să nu se facă. Asta e toată povestea. Da, tu ești liber, eu sunt liber, respectă, celălalt liber. Consideră că ei nu și-au asumat că ar respecta. Păi eu am zis să ne asumăm. Da? Te-am propus să fim împreună până la ora 9 și iată că am depășit deja în 17 minute, însă nu vom termina discuția în acest moment, mai stăm puțin pentru că aș mai vrea două lucruri să mai dezvoltăm. Pe scurt, de data aceasta. Iată, pentru că sunt și... cei care au insis asupra acestui lucru. În primul rând, Maria spune că erau pușcării pe vremuri, că ați povestit despre fabrica aceea de mobilă, așa unde însă nu mai sunt fabrici în ziua de astăzi. O altă întrebare, care este rolul psihologului, întreabă Mirela, care este rolul psihologului în trierea și îndrumarea condamnaților, tocmai pentru a fi în siguranță populația? Care e rolul lui? Să o luăm cu detențiile. Scurt. Și, da? Scurt. Ei, scurt, deja am discutat cu câțiva comandanți de penitenciare mari, prin care am umblat de-a lungul profesiei și ne-am cunoscut. S-a întâmplat un fenomen și să ne audă primăriile. Au fost luate terenurile din posesia pușcăriilor, unde își mai cultivau niște zarzavaturi, niște legume, aveau livezi. Au fost luate aceste terenuri de noi potentați,
care și-au făcut vile și au făcut alte lucruri pe terenurile pușcăriilor. Și am discutat cu acești comandanți să vină la Ministrul Justiției cu actele pe care le-au avut asupra acestor terenuri, să reintre în posesia lor și să scoată amărâții care stau pe cameră și umblă ploșnițele pe ei din luna aprilie până în luna octombrie, în natură, la lucru, la vie de vie, la legumicultură, la livezi, la aveau porci, aveau vaci, aveau cutare. Toate aceste lucruri îl socializează pe om, îl face să discute, să stea în natură, să stea, da? Dar să-și ia terenurile înapoi, că le-au fost luate cu japca. Terenurile pușcăriilor au fost luate cu japca. Noi potentați au văzut în închisorile astea simbolul comunismului, au văzut alte chestiuni. Nu e adevărat. Greșit interpretat. Maria, spune, plecarea la muncă în străinătatea părinților destructurează familii, copiii rămân fără control. Păi văd că suntem confirmați. Iată, de către... lipsa de educație, da, sigur că da. Persoana adultă are perfectă dreptate. Are perfectă dreptate. Și mai spuneți-mi, se poate comunica, trecem de la una, da, la alta, dar tot, da, acesta este domeniul, se poate comunica cu bolnavul psihic? Câți bolnavi psihică merg pe stradă printre noi? Foarte mulți. Faptele lor vorbesc, nefericiții. Eu pentru bolnavul psihic, și cred că și dumneavoastră mă împărtășiți punctul de vedere, avem compasiune? Absolut, pentru că dacă ar fi avut, dacă ar fi putut să aleagă, n-ar fi ales să n-ar fie așa. N-ar fi ales asta. Este un nefericit căruia trebuie, din punctul meu de vedere, să-i se asigure campusuri de prevenire și protecție vis-a-vis de comportamentele unora dintre ei, care sunt în zona psihotică profundă, iresponsabilitatea, comportamentele sunt confuze, nu poți să ai predicție. Dar bolnavul psihic, în societatea modernă, își găsește locul. Are asistență medicală, are consiliere psihologică, are asociații de protecție non-guvernamental. Avem. Mai sunt și vă spun eu că în sunt... care este lăsat pentru că nu, ori nu sunt locuri, ori nu sunt condiții, ori... Și cu asta sunt de acord. Diverse explicații. Sunt de acord și cu asta, dar vreau să spun că există și fațeta cealaltă în care bolnavul psihic este protejat, este ajutat de stat. Mă refer la bolnavul psihic care nu trece în zona psihozelor. Psihoza este o chestiune nedefinită și neelucidată din punct de vedere al cauzalității, dar se caracterizează prin profunde disarmonii. În momentul în care într-o psihoză ești partenerul halucinațiilor, iluziilor auditive și vizuale și așa mai departe, nu-ți mai aparții din punct de vedere al actelor conștiente săvârșite cu discernământ și voință. Ești o bombă cu ceas. Ești o bombă cu ceas, aveți perfectă dreptate. Deci, aceste campusuri de protecție a nefericiților trebuie urgent inventate 4, 5, 6 pe regiuni, unde oamenii să fie tratați, să fie hrăniți, să fie spălați, să fie asistați social. Bun, și dacă nu suntem, nu avem pregătirea, putem comunica? Da, putem comunica, pentru că acolo vor fi asistenții sociali care au pregătire psihologică, psihiatri care au pregătire în zona aceasta și sigur că se poate comunica cu ei în limitele respective. Vedeți dumneavoastră, conduitele acestea halucinatorii sunt ca soarele care se vede și este apoi protejat de nori și nu se mai vede, deci dispare luciditatea și apoi din nou apare și așa mai departe. Deci noi trebuie să îi ferim pe nefericiți care au și nu numai tentative agresive hetero, ci și auto, se pot sinucide, se pot autoflagela, etc., și să îl păzim sau să îl protejăm pe cetățeanul nevinovat de chestiunile acestea. La metrou nefericită aceea și-a ales victima, nici pe departe. Am împins-o pe prima care a venit în cale în fața metroului. De ce? Ce a fost cu ea? Comanda aceasta, o comandă psihotică. O comandă psihotică din punctul meu de vedere. Ea și-a hrănit o nevoie? Nici nu pot să-i spun nevoie câtă vreme nu-i conștientizată sau nu știu dacă a conștientizat-o. A fost o pulsiune, da? O pulsiune. O pulsiune motrică. De ce am spus hrănit? Pentru că prima dată nu i-a ieșit. Da, s-a opus cealaltă, da, doar dintr-un spre accident. Spre norocul ei, da. Accident, da. Fericită pentru, da, cea care a rămas în viață. Și câți deci s-a așa dus și a recidivat. Deci e clar că în aceeași unitate de timp. Absolut, dar nu și-a hrănit spațiu. Ceva înseamnă. Nu. Probabil. Explicații sunt de toate felurile. Pe mine nu mă satisfac
ipotezele în știință, ci doar certitudinile. Câtă vreme în boala psihotică nu se pătrunde realizându-se o chestiune cauză-efect, să poți să lucrezi stăpânind fenomenul, am diverse rezerve și mai ales îi las pe confrații psihiatri în comisiile lor să își pună în exercițiu. Ceea ce spuneam mai devreme și ați confirmat, că foarte mulți merg liberi pe stradă, dovadă ea. Da, dovadă. Și ea și alții. Ieșim acum la gura metroului și găsim oameni cu discordanțe, cu nevoi, cu suferințe psihice și din acest punct de vedere, dacă tot mă provocați, să se revadă legea sănătății mentale de către oameni practicieni. Vedeți dumneavoastră, de-a lungul evoluției noastre, performăm în diverse domenii și la un moment dat unii dintre noi ne cocoțăm acolo undeva sus. Păi dacă tu te desprinzi de practică, acolo sus ești un poet și un naiv. Cei cocoțați cine sunt? Pot fi procurori, pot fi judecători, pot fi profesori, pot fi oameni politici, naivi. Deci foarte bun profesorul X, da? Da, dar jos la practică, el s-a izbit de lucrurile acestea pe care le... De ce spuneți că sunt naivi? Adică, cum ați definit dumneavoastră naivitatea? Naiv este cel care nu are experiențe, nu are meciuri în picioare, că mă ascultă unii care sunt fotbaliști. Stai mă în tribună și scuipă tu semințe și dă sfaturul ăla cum să paseze, cum să dea cu capul. Ai fost în iarbă în viața ta? Păi n-am fost. Păi atunci, hai, ia-ți o rezervă de bun simț. Așa și ăștia. Au învățat bine la școală, au făcut asistenți universitari, au dat examene. Și atunci cât de naiv au fost fi doctori. Numită ca să accepți, ca să ajungi acolo? Păi nu accepți tu că te duci singur, ești și oportunist, ai și defecte de caracter și te cocoți. Da, ești și naiv, oportunist, păi, ești și naiv. E naiv, sigur că da, în ce privește aplicarea cunoștințelor sale. Am înțeles sensul pe care l-ați dat, păi, sigur că da. Naivității în acest... În rest este foarte abil că a ajuns până acolo, da, a pus în mișcare, mă întâlnesc cu ei în relații de genul profesional. În concluzie, da. O concluzie pozitivă mi-aș dori și ca o perspectivă. O concluzie pozitivă la ora asta n-aș putea să vă dau. Nu. Nu, pentru că problema este foarte complexă, meditez și eu la ea, răspund pe iată pe câteva fațete mai îndrăznețe puțin pentru a-i forța pe ăștia să se pună în mișcare în politicile penale, dar e foarte complexă. Deci eu cred că ai fi smintit în mintea capului tău să poți să vii cu soluții pe probleme atât de complexe, de la micimea funcției pe care o ai, expert, psiholog. Da. Iar în ceea ce privește comunicarea și construirea de relații corecte prin comunicare, aici cum am putea face acest lucru din punctul dumneavoastră de vedere? Dar nu mai spuneți încă o dată poezia aia de la început, pe care o ador și este perfect real ceea ce spune și aveți perfectă dreptate. Ceva mai pragmatic, cum sunteți... Ceva mai pragmatic este următorul lucru. Fiecare dintre noi să ne facem analize transpersonale și să vedem unde putem și unde nu putem să realizăm performanța, să fim mai buni cu ceilalți. Vă speriase faptul că vorbesc de iubire între oameni, da? Nu mă și speria, iubirea fără mai, de e minunată. Plată. Și iubirea, știți câtă satisfacție poți avea când îi faci cuiva un bine fără să aștepți recompensa și plata? Știți, te umpli știu pe dinăuntru. Știu că am primit și am trăit sentimentul da. Păi acesta. Nu putem să facem fiecare unul altuia. Nu. Că Scriptura spune atât. Nu putem, nu putem, dovadă că nu se face. Fă ceea ce crezi că ar putea să ți se facă ție. Și nu face celuilalt ce nu ți-ar plăcea ție exact. Să ți se întâmple. Vedeți cât de simple sunt lucrurile. Simple. Să ne înconjurăm de prieteni care rezonează cu noi ca structură, ca gândire și așa mai departe. Și să nu aruncăm, să nu aruncăm mărgăritare porcilor, spune în Scriptură, nu arunca mărgăritare porcilor, că se vor întoarce la tine și te vor rupe. Sunt multe lucruri și interesante de discutat cu dumneavoastră. Da, am mai fi stat, însă știu că... Avem treabă. Avem... Nu e vorba de treabă, cam 90 de minute. Eu chiar am treabă. Putea să-mi spuneți după ce se termină emisiunea. Ei, nu e nimic. Telespectatorii noștri știu. Mulțumesc pentru cărțile pe care le-ați adus. Da, dar să nu credeți că vi le-am adus cadou. Nu. Nici asta cu femeile criminale. Domnule profesor, dar nu e sunt frumos. Unicate. Absolut. Acum ne ascultă studenții mei care aleargă după ele și nu le găsesc. Eu vă mulțumesc că nu mă gândeam că mi le dați pe toate. Nici asta? Nimic. Absolut. Oh. Categoric nu. Mulțumesc oricum că sunt le-ați adus. Sunt cărțile de la cabinet. Este vă invit la cabinet, suntem aici vecini.
să mai discutăm lucruri. Sunt vecin cu locația, nu cu mine, dar... Cu locația, dar suntem vecini, da, puteți cu locul trece, acesta, da, da. Este în regulă. Mulțumesc oricum pentru cărți, nici nu intenționam să le sunt iau. Sunt criminali în serie care nu se mai găsesc, tratatul de psihologie judiciară, compendiu de victimă și victimologie, dar vă rog să arătați spectatorilor noștri această ultimă carte semnal. Asta. Da, e foarte grea. Compendiu interdisciplinar de psihologie judiciară, analiză comportamentală, victimologie, psihologie victimală, criminalistică. Și criminalistică. Aceasta este cartea semnal ultima. Vom vedea ce posibilități sunt de editare, deoarece e foarte prețioasă, multe fotografii, multe din toate domeniile acelea. Și iată cum am scris cartea aceasta, din nou, ca să zic așa, o amprentă sau un atribut al profesorului Butoi. Toată lumea râde. Zice, băi, nebunule, lumea acum citește pe tablete, au iPhone-uri, și tu faci ceaslovul lui Ion Creangă, nebunule ce ești. Eu păstrez însă atitudinea față de carte și acest compendiu este un sumum de date în materiile respective. Va fi nebunie pe el, da? Să vedem când îl scoatem, cum îl scoatem. Și îmi păstrez această, cum să vă spun eu, traiectorie a clasicului, cu mințenia de atitudine, cu bunul simț de atitudine, cu speranța, cu smerenia și cu toate celelalte. Și mă bucur bunului Dumnezeu că nu sunt virusat. Când ești virusat, a intrat dracu în tine, te satanizează alte proiecții către bani, către funcții, către bunuri materiale, etc., care față de mine sunt 0 lei și 0 bani. Zero timp. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și vouă că ați rămas cu noi până la final sau dacă ați intrat mai târziu și nu ați reușit să vedeți toată emisiunea, o puteți viziona ori pe platforma Busy Life TV, ori pe pagina domnului profesor, oricum am dat share peste tot și în grupurile de antreprenoriat. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc încă o dată, ne vedem peste două săptămâni. Structura emisiunii este cam de doi invitați, avem și o pastilă, am și pregătesc și o pastilă de comunicare la final, însă, iată, prima ediție, am spus, este important cum încep și este important cum duci la, sau cum termini ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Am terminat. Nu vă cunoșteam personal, vă știam din vizibilitatea publică. Mi-ați făcut o mare surpriză și mie și fanilor noștri. Vă mulțumesc pentru acest prilej și vă urez succes. Aveți și dumneavoastră o sarcină destul de grea de a fi model, de a fi mentor, de a fi promotor. Vă urez foarte mult succes și mi-a făcut plăcere. Domnule profesor, a fost o onoare. Mulțumesc încă o dată și vouă, mulțumesc și celor care nu doar au privit, ci au și scris, și-au spus și un punct de vedere. Este foarte important de la emisiunea următoare, voi aduce cărți. Vom da și premii, ne vom distra grozav. Încă o dată, multe mulțumiri, seara frumoasă, sunt Laura Dragomir. Cu